Da, bună ziua, prieteni. Astăzi voi, voi arăta cum să conectați sau să reparați o, o bicicletă, o trotinetă electrică cu motor pas cu pas. Da. Deci, o trotinetă sau o bicicletă este alcătuită dintr-un roată motor. Roată motor. Deci, roata care este și motor. În interiorul acestuia se găsește bobinajul. Bobinajul și înăuntru au niște magneți neodim. Neodim, așa se numesc. Dar în fine, acestea o să le pă, pălar mai, altă, la alt episod, la alt filmuleț. O să vedem. Deci el, motorul are 3 fire. Uitați aici, 3 fire trei culori diferite, pentru că aceste motoare se alimentează cu trei faze. Deci albastru, galben și un verde sau un gri. Depinde, nu toate motoarele au aceleași culori. Dar albastru cu galben tomero, îl găsiți. Și acesta este senzor, pentru senzorul HAL așa se numește. Sunt niște mici în interior, niște mici tranzistori senzori care e, sunt magnetici deci la la pedale, la pedalare sau sau împingere sau la rotații citește niște, au niște magneți care citește niște numere de rotații și e, începe să punească motorul e, ca să nu plece pe, după loc e, cu, cu fulac accelerație. Sunt unele biciclete când te, te ridici în și vrei să pleci, trebuie să dai un anumit număr de, de, de pedale ca să plece după loc. Deci asta e, o să vorbim în alt, în altul vlog de-al meu. Așa. Deci eu am una bucată controler. Deci controlerul întotdeauna trebuie să fie de acești puteri cu motorul sau un pic mai mare. Nu, deoarece nu se poate să-l ducă pe motor. Nici pe motor, dar nici pe acea persoană care zice e, care vrea să meargă cu această bicicletă. Deci v-am spus, aici are fazele, aici sunt fazele, care se, se duc în controler. Aici e senzorul hal, care deocamdată eu nu l-am pus, când am de ce. E, accelerația, bateria, bateria, uitați, este de 36 de volți, exact, cât este și controlerul, care vi am arătat mai devreme, 36 de volts, 4000 de miliamperi, așa, el are o mufă aici, bateria are o mufă de alimentare, uitați, ca să vă arăt, așa, se introduce aici, așa, acesta, este senzorul HAL, care trebuie conectat cu acesta. Înșa. Acesta este pentru vitezometru. La cele, aceste electronice, vitezometrele acestea electronice, necesită un fir ca să citească numele, nu, viteza la, înșa, la bicicletă, motocicletă, trotinetă, în Aceasta este break, adică frâna de urgență. Când apăsați cleștele, frâna de mână, acesta oprește, oprește motorul, oprește motorul, ca să nu meargă, să nu mai fie, să nu mai fie alimentat, ca să nu se ardă, să nu, să nu tragă în, în, în plin motorul. Deci când ai apăsat frâna de mână, implicit, acesta și oprește. Haideți să vă arăt și eu Să fac și o demonstrație. Vedeți? Așa, dacă noi conectăm aceste două fire, vedeți aici ai două fire, da, stați un pic că e cam greu cu o singură mână, așa, motorul începe să meargă normal înainte dacă apăs uh, pe accelerație îi schimb uh, sensul de rotație uitați merge înapoi dacă și apăs merge înainte deci sunt unele scaune ajutătoare unele biciclete scaune ajutătoare nu unele biciclete în care uh, merge înapoi nu numai înainte înțelegeți? Deci merg și înapoi. Merg înapoi, adică uh, au revers. Deci v-am spus. Acesta este accelerație. Întotdeauna o să găsiți aici culorile, dar știți ce se întâmplă? Nu întotdeauna uh, respectă uh, culorile uh, pe asta. Găsești și alb, găsești și roșu, uh, dar uh, numai roșu și galben am găsit. Dar găsești și alb la la accelerație, la accelerație găsesc și alb, pe firele astea. Deci asta, asta, are un verde, un galben și un negru. Da. Ce să vă mai spun mai mult de atâta. Deci acesta v-am spus că este sensorul alb, acesta e reversul, acesta este să vedeți viteza pe turometru. Asta este plusul și minusul pa pe alimentare, alimentarea controlerului. Mufa de alimentare, de alimentare, de încărcare, care i-am pus eu, să vă, și, și bateria. Aceste motoare, să știți că sunt foarte fiabile, nu știu dacă am auzit pe cineva să-i adă odată, sunt și foarte puternice. Unele motoare, acestea sunt, se numesc direct drive. Adică, nu au nimic înăuntru, ajutător. Unele motoare au trei rotițe trei rotițe, dacă ați desfăcut de să vreodată o, dată o, ma o mașină, o bormașină, o electrică cu impact, uitați, acesta are trei. O să vedeți că înăuntru au, are trei rotițe. Trei rotițe care, care, ce face? Pune în mișcare roata, dar și face să aibă o putere mult mai mare. Înțelegeți ce vreau să spun? Da, uitați, da să vă arăt la această bicicletă. Este bicicleta mea, bineînțeles. Uitați. Așa. Această bicicletă este e făcută 100% la... Adică, în ce sens? Reparația e 100% de mine făcută, modificat. I-am pus șa, I-am schimbat controlerul. Bateria este nouă. Uitați. Asta 330 km. Mi-am pus altă accelerație. Așa. Ia uitați. Ce vă spunem? De aici, în acest buton, se schimbă vitezele. Uitați cum crește. Deci, el, acum o să aibă o viteză mai mare. Cu 40 km la oră. 40 Yeah. Deci ați văzut? Deci înăuntru acest motor are încă trei rotițe O într-un alt film de -al nou o să o să vă arăt cum, cum este cu acele rotițe Nu o să demontez motorul, dar o să, o să demontez o bormașină cu impact. Să vă arăt exact cum ce și cum, cum are în interior, cum este în interior acest motor. O să vă faceți o idee. Da. Deci, haideți să înapoi la controlerul, cum v-am spus. Dacă vi se arde, nu o să mai puneți uh, bicicleta. S-ar putea doar să vă arate pe display că a pornit, dar el nu, nu mai pornește, nu mai dă nicio comandă în în, în, în motor ca să plece. Controlerul întotdeauna trebuie să fie de aceeași putere cu motorul. Nu, nu neapărat aceeași putere cu motorul, dar să nu fie sub puterea motorului, pentru că la arde și nu are putere să ducă. Eu, acest motor, eu l-am de 250 de W, controlorul e de 350 de W și 36 de V. Să nu fie sub 36 de V, pentru că nu -l duce. Nu o să-l ducă sau să arde. Nu încercați niciodată să alimentați bateria sau să încărcați. Să încărcați decât cu încărcătorul cu răspunzător bateriei. Pentru că s-ar putea să explodeze, să ia foc. Și dacă ați, observ, ați mai văzut și dumneavoastră niște filme, cine se mai uită pe YouTube, aceste baterii sunt foarte, foarte periculoase, poate să ia foc și să vă rănească, să poate să vă și omoare. Ce să vă mai spun, nu știu. Deci, intrați și dumneavoastră, uitați-vă dacă v-a plăcut filmul, filmulețul meu, dați un share, un like, un subscribe, povestiți-le și dumneavoastră, prietenilor dumneavoastră, despre acest filmuleț, despre canalul meu de YouTube. Canalul meu de YouTube se numește Stan Liviu. Vă mulțumesc și vă aștept să vizionați un alt vlog de-al meu data viitoare. Mulțumesc! La revedere!